Bună ziua! Sunt o iubitoare de plante, orhidee, crasulă și multe altele. Dar, în acest videoclip, vreau să vă ofer informații despre crasula. Planta deja sau planta banilor. Este aceasta, care pentru multe persoane ridică multe semne de întrebare. Adică, dacă îi place apa, dacă soarele, pot să vă zic că ea crește în toate condițiile. Aici este undeva spre sud, adică unde toată ziua bate lumina și merge foarte bine. O am de câțiva ani, dar am mai rărit-o puțin și am mai mutat din pui. O am să vă arăt imediat și în altă parte. Mulți, din câte am auzit, o prind foarte greu sau că ar fi pretențioasă. La început și eu am avut emoții, m-a rugat de altcineva, de tatăl meu, să-mi o prindă și în final, mi-am dat seama că nu. Nu este greu de prins și nu am găsit prea multe informații cât de ușor se prinde și nu este o plantă pretențioasă. Puteți să-mi puneți în comentarii ce probleme aveți, dacă eu știu. Eu ce pot să vă spun? Că ori tăiați de aici pentru mulțire, de oriunde, cât de mare vreți să tăiați, atât tăiați un pui din acesta, sau indiferent. Ea va da apoi alte ramificații, uite cum este aici, la ăsta al meu, l-am tăiat de aici, el s-a ramificat în două. Uite, vedeți, aici este alt pui. De unde a dat acel pui? L-a dat dintr-o frunză mare, cum este aceasta. Uite, vedeți? Dacă eu rup planta, frunza asta, aici va da un pui din ăsta. Într-adevăr, spre lumină, cum e la mine, se dezvoltă mai repede. Uite, vedeți? Și aici la fel este. Sta să vă apropii mai mult. Uitați. Ia uitați ce frumos. Vedeți? Uite, a dat aici. Tot a fost frunză mai mare. Uite, și aici va da. A fost niște frunzulițe. Uite, asta să. Uitați, aici va da puiuleț mic din el, din ramificații. Aici la fel. Deci dacă eu aș rupe asta, frunza aceasta, din ea o să dea, uitați-vă, ca aici. Asta ca să știți cum vreți să o aranjați. Unii o țin sub formă de copăcel. Asta înseamnă că trebuie să-i cureți toți lăstrarii. Toți, 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 toți îi cureți. Și el rămâne sub formă de coroană. Mie îmi place să-i las așa, mai din abundență, să fie mai mulți, să fie mai bogată. N-am prea avut timp de ea să o transplantez, să o mus, să-i mai scot, să o fac cum vreau eu. Dar o să-i găsesc timp. Așa. Ce e foarte important pentru cei care vreți să vă achiziționați planta. Dacă nu găsiți pe cineva care să vă dea un lăstar din acesta cu rădăcini cu tot, deci săpat în pământ și să vă dea, puteți să tăiați un lăstar micuț de oriunde, ca să nu deranjeze cine vă dă sau dacă nu o cumpărați și are cineva, să nu o deranjeze rădăcinile.
și o puneți în apă și o transplantați în momentul în care ea are multe rădăcini. Așa. Dar mai puteți face ceva. De exemplu, ce am observat, nu știu câtă informație există pe net, eu nu am găsit-o. Dacă eu rup frunzele, uite, cum e o frunză din asta mare bogată, ce frunză, nu contează. E, ia uitați-vă dumneavoastră, uitați-vă, dacă eu pun frunza deasupra pământului aici și o las. O săptămână, două, trei, nu contează, și o lună. O lași la suprafața pământului, ea va prinde rădăcini. Da? Vedeți? Am pus-o așa, da? Da. Și ea va prinde rădăcini. Ea va prinde rădăcini. Și ce se va întâmpla? Va da un pui de la ea. Stați să vă caut dacă eu am. Uite, am aici. Stați așa. Să vă arăt, uitați-vă, aici, trebuie să focalizeze mai bine, a fost o frunză și ia uitați ce dă aici, unde a făcut rădăcinile, vedeți? Este un puișor. La fel aici, a fost o frunză, frunza se usucă și rămâne puiul și el crește frumos, cum sunt și celelalte, vedeți? Vedeți, da? Da, de se vede, da? Aici a fost frunză, s-a uscat, uite, se vede și a ieșit puiul. Uitați-vă, dacă puneți câteva frunze din astea la suprafața pământului și udată pământul din abundență și apoi lăsați să se usuce, deci nu trebuie să lăsați să stați, poate să se și usuce pământul, nu este o plantă pretențioasă să fie numai pământul umed tot timpul sau nu. Când vedeți că se usucă, puteți să o udați. Eu am și uitat de ele, s-a întărit și pământul și apoi am udat-o din abundență să fie umed, 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 umed și apoi ea n-are niciun fel de problemă. Am să vă duc și în altă parte să vă arăt și în altă orientare cum cresc ele. Deci, în principiu, ori o puneți la înrădăcinat, tăiați un vârfulete undeva, orice, pentru mulțire, ori frunza. Frunza o puneți la suprafața pământului. Am să vă arăt imediat, numai puțin. Așa. Acestea sunt din frunze. Eu am pus frunze aici și ele au făcut lăstăraș. Frumos, multe frunze și au ieșit cum au vrut ei. Eu le mai, după lumină, când văd că se îndreaptă după lumină și vreau să-mi crească mai dreaptă, o întorc invers și ea se va îndrepta. Ia uitați-vă aici așa, tot la fel. Mi-a părut rău, mi-au mai picat câte o frunză sau din greșeală sau așa și am pus-o la pământ, la suprafață. Și au dat pui. Deci aici unde mi se pare mie că pământul e gol sau pentru a arăta mai bine, pun frunzulița și ea o să facă mare frumos și o să mi îmbogățească acest bol mai frumos. Uite așa cum e aici. Aici este undeva înspre nord și doar puțin în nord-est sau nord-vest. Eu am mai multe plante. În alte videoclipuri am să vă arăt mai multe, dar în special am vrut pentru crasula sau planta banilor. Eu aici am pus și un bănuț, am pus bănuții, pun bănuți, așa. Este foarte frumoasă, așa, și e important că puteți să o prindeți și din frunze și să aveți răbdare. Mai puteți să faceți cum este, numai puțin, cum este acesta, este sub formă de copăcel. Numai puțin. Așa.
Eu aici o am pe o terasă de nord, îmi bate lumina dinspre vest, puțin, dar am lăsat-o să se dezvolte altfel și nu are decât încă un frățior aici, atât. Poate să fie transplantat și lăsat doar el și să facă sus coroană. Rupem răstarii de la răstarii de jos și lăsăm doar coroana. Și acolo am pus două frunze, că totuși mie îmi place așa să nu fie numai el și să mă fie mai bogat jos. Am ieșit niște pui de cactus pentru alte videoclipuri, așa, și ia uitați și aici, tot sub formă de copăcel, numai că eu am pus și niște plântuțe pe lângă, să nu las singur, să văd cum merge. Așa el a fost mai drept, dar l-am întors invers ca să se îndrepte. A fost orientat spre lumină și și-a creat frunzele. L-am de la tatăl meu, ăsta e mai vechi și nu am prea avut timp de el. Așa, ca să-l vedeți cum e. Mie îmi place să... Mie îmi place să fie mai bogat, să crească altfel, așa. Dar fiecare cum îi place. Important este să știți că să nu vă fie frică. Nu este o plantă pretențioasă. Eu aici am pus puțin pietriș jos la baza bolului, apoi am pus pământul și de ce? Ca să mi-i las mai mult, pentru că nu sunt atentă la ele, când se usucă pământul, îl ud din abundență așa mai mult și el nu are nimic, că rămâne umed o perioadă și apoi se usucă, nu e nicio problemă. Și a cât au nevoie ele în frunzulițe, și se păstrează, nu se usucă mult timp. Dar ca să nu le ud foarte des, prefer să... Numai acesta este așa și primul care vi l-am arătat. Restul nu. Adică au scurgere și trebuie să le inunzi odată la ceva timp când se usucă pământul la suprafață. Dacă mai aveți nevoie de alte informații despre această plantă, mă puteți întreba și vi le pot oferi. Vă pup și să aveți spor la ele. Ne mai auzim.